Noroc că s-a dus fata după el și cumva au revenit amândoi pe ringul de dans. Sincer, nu știu ce să mai zic. A, da, a venit și Ionuț cu Denisa și sunt mult mai apropiați decât înainte de a purta acea discuție. Probabil că a fost o discuție constructivă și poate au înțeles că au puncte în comun. Cert este că cumva Ionuț este foarte apropiat de Denisa, dar nici vede de treaba lui cu Diana. Am văzut că Mihai și ATC se sărută de parcă ar veni sfârșitul lumii. Nu știu ce va fi cu cei doi, nu-i văd eu să respecte regulamentul și știți la ce mă refer. Băi, mie să știți că îmi pare rău de Roberto. Deci, sincer, chiar aveam un sentiment de tristețe așa când l-am văzut singur pe terasă. Până la urmă, băiatul ăsta, dacă n-ar vorbi atâtea prostii, chiar ar fi un băiat ok, urât nu este, doar că vorbește foarte multe tâmpenii.